Infrastructura rutieră a județului Mehedinți este la standarde europene și asta datorită implicării lui Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți. Astăzi s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor la cele două sensuri giratorii de pe drumul județean 562A, Rogova, Ceroboreni, Pătulele, investiții ale Consiliului Județean Mehedinți. Județul Mehedinți a fost și este un șantier în lucru, fapt apreciat și de județele vecine. Infrastructura rutieră fiind un exemplu de urmat pentru multe din orașele și comunele din România, și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. De această dată vorbim despre recepția la terminarea lucrărilor la cele două sensuri giratorii de pe DJ562A, Rogova, Cioroboreni, Pătulele. Investiții ale Consiliului Județean Mehedinți. În toamna anului trecut am recepționat unul dintre cele mai frumoase drumuri județene din județul Mehedinți, drum pe care l-am realizat pe fonduri europene și aici mă refer la drumul care traversează localitățile Rogova, Vânjuleț, Cioroboreni, Pătulele și ajunge până la Gruia. Ulterior am considerat că este nevoie ca de-a lungul acestui drum județean să construim două sensuri giratorii pentru a fluidiza traficul rutier, pentru a evita un număr de accidente care s-au produs în anii trecuți și iată că a venit momentul ca astăzi să recepționăm și cele două sensuri giratorii, și anume sensul giratoriu de la intersecția dintre drumul de care vorbeam mai devreme cu drumul județean 606, Gogoșu, Jiana, Vânjumare, Bolăcița, și îl avem aici, este un sens giratoriu executat de bună calitate. Și de asemenea cel de-al doilea sens giratoriu care s-a făcut în intravilanul comunei Vânjuleț, la intersecția dintre drumul județean DJ562A cu drumul comunal care urcă către dealul Stârmina. Așa cum spuneam, sunt două sensuri giratorii de bună calitate. Constat că oamenii sunt foarte mulțumiți, sunt iluminate corespunzător și așteptăm în perioada următoare să mai realizăm astfel de sensuri giratorii pe drumurile județene, acolo unde se impune realizarea unor astfel de lucrări. Unul dintre cele două sensuri se află la intersecția cu DJ606, Jiana, Hotărani, Vânjumare, în punctul cunoscut drept Stejerica, iar cel de-al doilea la Vânjuleț, la intersecția cu drumul care duce în dealul Stârmina. Primarul comunei Jiana, Stelian Stăncioiu, este cunoscut drept un om implicat în comunitatea pe care o conduce, dorind să le ofere cele mai bune condiții de trai locuitorilor comunei sale. Ne bucurăm că s-a finalizat acest proiect foarte important, nu numai pentru comuna mea, ci pentru toată zona de sud a județului Mehedinți. Este un lucru care, în afară de faptul că este foarte util și necesar, mi se pare și că depășește așteptările pe care noi le aveam. Este într-adevăr prevăzut cu toate utilitățile, este un sens circulat și va folosi tuturor locuitorilor din zonă și a celor care trec prin această zonă frumoasă a județului Mehedinți. Construcțiile nu doar că au o contribuție semnificativă la fluidizarea traficului, ci aduc și o valoare estetică deosebită drumului județean 562A, ce a fost reabilitat tot în cadrul unui proiect derulat de Consiliul Județean Mehedinți, iar recepția s-a realizat în cursul anului trecut. În urma investiției recepționată astăzi, s-a constatat calitatea lucrărilor, cele două sensuri fiind bine realizate, semnalizate cu indicatorii și marcaje, vizibile atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. Totodată, în cele două amplasamente, s-a realizat iluminatul cu becuri de tip LED, astfel încât să reducem consumul de energie electrică.